În goana după micile plăceri ale vieții pierdem sensul de a trăi. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face și atât de puțin timp, încât riscăm să pierdem esența. Asemenea unei picături de cerneală într-o cadă plină cu apă, acele lucruri care sunt esențiale sensului și satisfacției personale pot fi diluate printre toate câte există și la care avem acces. Astfel pierdem tot ceea ce poate însemna înțelepciune pentru noi. Gândește-te numai, poți să ieși la o plimbare, să înnoți, să cânți la un instrument, să sari cu parașuta, să-ți întemeiezi o familie, să rămâi singur, să crești un câine, să conduci mașina sau să mănânci o prăjitură. Poți să muncești ani de zile pentru a ajunge să pierzi totul într-o singură zi, să crezi în ceva sau în cineva, să-ți propui un scop, un ideal în care îți pui toate resursele sperând ca într-o zi să-l împlinești, știind că există riscul să mori încercând. Sunt posibilități infinite de a alege încotro se îndreaptă firul vieții tale. Toate aceste decizii, fie mari, fie mici, mai pun o greutate pe talerul vieții. Fiecare mică alegere reprezintă o cărămidă a pavajului drumului călătoriei tale. Timpul de viață e atât de scurt comparativ cu posibilitățile de a o trăi, încât ne putem întreba pe bună dreptate: oare direcția e bună? Mă îndrept încotro trebuie? Nu cumva ratez sensul vieții? Nu te îngrijora, aceste întrebări sunt primele semne de înțelepciune. Suntem sufocați de tot și de nimic, iar apoi constatăm că ele nu au contat. Trec zilele una după alta, poate fără niciun sens. Cu ce e diferită ziua de azi față de cea de ieri? Cu ce va fi diferită de cea de mâine? Ziua asta va fi dată uitării complet, ca și cea de ieri și cea de mâine. Ce rămâne în urmă? Tot ceea ce ai astăzi este rezultatul a 1000 de zile de ieri. Fiecare zi care trece nu va fi zadarnică dacă extragi din ea acea fărâmă de înțelepciune pe care ți-o oferă. Vei vedea exact cum. Mi-am propus ca în acest video să fac ceva diferit și să-ți ofer 5 principii de care, dacă vei ține cont, vei trăi o viață plină de înțelepciune și împlinire. Dacă respecti cel puțin unul dintre aceste principii, nu vei mai avea sentimentul că zilele trec în zadar. 1. Abilitatea dobândită. Omul cât trăiește învață, spune o vorbă. De-a lungul timpului îți vei dezvolta anumite deprinderi prin studiu intens și practică pe măsură. De obicei, aceste deprinderi se regăsesc în profesia pe care o urmăm. Abilitățile pe care le ai nu ți le poate lua nimeni. Lucrând zilnic la aceste deprinderi, vei fi de fiecare dată cu un pas mai eficient și folositor celor din jurul tău. Pășind pe calea măiestriei, în fiecare zi vei fi mai bun decât ieri, iar deprinderile tale vor fi din ce în ce mai ascuțite și mai valoroase. Un aspect cert al vieții este competitivitatea față de noi înșine sau față de ceilalți. Designul vieții e construit în așa manieră încât este imposibil să profiți de el la maxim fără riscuri. Provocările sunt cele care dau curs, culoare și mai ales substanță vieții noastre. Astfel e înscris în codul nostru genetic nevoia de a fi mai bun pe zi ce trece, de a performa și a avea rezultate pe măsură. Abilitățile dobândite nu sunt altceva decât acțiuni repetate, făcute corect și îmbunătățite zilnic, pentru a produce rezultate din ce în ce mai bune. Prin ele îți dezvolți o formă practică de înțelepciune. Un lucru la fel de important e contribuția pe care o aduci pentru lumea aceasta și pentru semenii tăi. Contribuie la fericirea celorlalți, făcându-le viața mai bună prin ceea ce știi tu să faci. Așadar, dacă lucrezi la abilitățile tale, făcându-le să fie cu 1% mai performante zilnic, vei obține rezultate din ce în ce mai bune. Totodată vei fi împlinit făcându-i fericiți pe ceilalți. 2. Ce las concret în urmă? Tot ceea ce vezi astăzi, de la internet până la libertate, este consecința eforturilor strămoșilor tăi. Lumea așa cum există astăzi este rezultatul muncii cumulate a oamenilor pe care ni i-a oferit Universul. Ceea ce rămâne în urmă poate fi de impact global, electricitatea, internetul, tehnologia, sau de impact minor, o vorbă bună la momentul oportun, un copil ajutat să-și realizeze visul profesional, o carte făcută cadou. Nu îți recomand să o vezi pe una mai bună decât cealaltă, ci să cauți a lăsa ceva în urmă după puterile tale la momentul cuvenit. Uitându-te înapoi, vei avea satisfacția că a contat, pentru cine a avut nevoie. Tot ceea ce construiești reprezintă o imagine a personalității și gândirii tale. Orice rezultat în lume reală e o combinație unică de efort, timp și acțiune luată inteligent. Nu te gândi așadar că cineva nu va avea nevoie de ceea ce ai tu de oferit. E unic în felul său și poate fi de ajutor unei anumite persoane la un moment dat. În caz că dorești să lași ceva mai mare, e imposibil fără să iei anumite riscuri. Riscul implică posibilitatea de a pierde timp, energie și resurse. Cu cât un lucru e mai însemnat, cu atât riscurile vor fi mai mari.
Alegeți acțiunile cu înțelepciune. 3. Cunoștințele acumulate. Cu cât acumulezi mai mult, cu atât înțelegi mai bine lumea și pe oamenii din jurul tău. Fiecare informație, fiecare carte citită, fiecare conversație avută, fiecare reflecție personală te poate ajuta să-ți construiești o viziune mai largă și mai profundă asupra tot ceea ce ne înconjoară. Cunoașterea înseamnă putere. Desigur, ne putem raporta la cunoaștere și într-o manieră toxică, cum suntem tentați să o facem la școală. Memorăm mecanic anumite informații, iar apoi le reproducem la un test. În viața reală, degeaba ai o tonă de teorie în cap dacă nu-i găsești utilitatea practică. Nu vei fi mai mult decât o enciclopedie umană. A acumula continuu informații fără a le înțelege sensul în profunzime și a le utiliza pentru a-ți îmbunătăți viața nu te va duce prea departe. Cunoașterea trebuie să aibă o componentă practică, una critică și una reflexivă pentru a ajunge la înțelepciune. Scopul pentru care acumulezi teorie se presupune că e a obține un rezultat. Rezultatele vin prin acțiune. Deci când acumulezi informații, gândește-te că în mod implicit ești nevoit să o pui în aplicare. Să ai mereu rezultatul final în minte, întrebându-te ce informații ai nevoie. Fii critic cu informațiile pentru că uneori poate fi slabă calitativ, incertă sau chiar falsă. Pune-ți întrebări cu privire la ceea ce citești. Adună cele mai bune informații, compară-le între ele, triază-le și aplică zilnic câte puțin. Monitorizează-ți progresul. A treia componentă e reflexia fără de care nu poți scoate potențialul maxim din cele două. De fapt, în reflexie constă înțelepciunea. E nevoie să contempli constant tot ceea ce citești și tot ceea ce faci, gândindu-te la cum produc ele rezultatele respective. Trebuie să te întrebi de ce reușești un lucru și nu reușești un altul. Ce faci bine, ce nu faci bine și ce poți îmbunătăți. Astfel îți vei construi singur un mod de gândire unic, pe baza experiențelor și filozofiilor de viață proprii. Prin reflecție, tu pleci de la lucruri deja cunoscute teoretic. Le materializezi prin deprinderile dezvoltate, iar apoi ajungi să cunoști tot mai mult modalitatea ta unică de a aborda problemele din viața ta și de a le rezolva. Asta îți va oferi un caracter unic, plin de înțelepciune. 4. Oamenii ce îi întâlnești. Fiecare interacțiune contează, chiar și una scurtă și banală. Psihologia behavioristă spune că la fiecare contact cu o nouă persoană, extragem inconștient de la aceasta componentele personalității sale și le alipim identității noastre. Într-o oarecare măsură, ești construit din totalitatea persoanelor pe care le-ai întâlnit până acum. Caută așadar să te asociezi cu oameni de valoare. Ori vă veți ridica unul pe celălalt, ori vă veți sabota. Gândește-te la ce fel de persoană vrei să ajungi și caută-le pe acelea care se conformează. De menționat, din interacțiunile autentice extragem cea mai multă valoare. Nu-i ține pe oameni la distanță. Cu cât reușești să te apropii mai mult, cu atât te vei regăsi mai mult în ei. Înțelegându-i pe oameni, te poți înțelege pe tine. Primește așadar pe cei pe care îi poți face mai buni și învață de la cei care te pot învăța. 5. Experiența. E miezul înțelepciunii. Fiecare experiență pe care o ai, dacă e analizată prin filtrul rațiunii și integrată prin cel al simțirii, te va face să înțelegi universul interior și pe cel exterior într-o formă din ce în ce mai plenară. O analogie pentru călătoria vieții ar putea fi cea cu jocurile pe calculator. Ai de completat misiuni din care primești diferite recompense și care îți cresc nivelul caracterului tău. Așa e și în viața reală. Provocările pe care le trecem ne oferă experiența creșterii și evoluției noastre. Ele trezesc entuziasmul și oportunitatea de autodepășire. Experiențele își lasă amprenta în evoluția noastră personală. În cele din urmă, ele dau culoare vieții. Nu uita să te bucuri de experiențele tale. Fiecare dintre ele e unică și replicabilă, în felul ei. Asta înseamnă că ceea ce îți oferă momentul prezent e un dar unic din partea Universului. Nimeni nu va avea aceeași trăire subiectivă asupra clipei de acum precum o ai tu. În fiecare moment ai oportunitatea de a dărâma și reconstrui propria ta realitate după bunul tău plac. Fiecare moment trăit este o piesă de puzzle unică din tabloul vieții. Tu alegi cum îl construiești. O viață plină de sens și de înțelepciune. Cele 5 elemente prezentate te vor face o persoană plină de înțelepciune dacă le respecti pe fiecare în parte. Dar dacă reușești să le îndrepți spre un ideal, un scop, o misiune, puterile lor se vor alinia și vor genera o stare de împlinire și liniște sufletească. Astfel, prin intermediul lor, îți vei face cel mai frumos cadou, cel vei avea de aici înainte ce constă în a duce o viață cu sens și semnificație.
Idealul de a avea mereu în minte și în suflet un scop pentru care trăiești, care să dea sens vieții tale, reprezintă punctul comun și esența acestor 5 principii enumerate. Da, ele reprezintă modalitățile sigure care îți vor oferi sentimentul că existența ta nu a fost zadarnică. Îți doresc să păstrezi acești 5 stâlpi pentru întreaga ta viață de aici înainte. Sunt printre singurele lucruri pe care le vei lua cu tine în decursul călătoriei tale. Poți pierde prietenii, bani, oportunități, familie, casă, dar nu poți pierde darurile de înțelepciune ce ți le oferă singurele 5 lucruri care contează cu adevărat. Dacă ți-a plăcut acest clip, oferi un like și un comentariu cu părerea și experiența ta despre acest subiect. Mai important, abonează-te la canalul SEMPED dacă te interesează psihoeducația. Până data viitoare, ai grijă de sănătatea ta mentală.